Bună ziua, dragilor! Astăzi vom discuta despre domeniile activităților economice pe Terra. Acestea pot fi împărțite în mai multe sectoare de activitate. Sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terțiar și sectorul cuaternar. Sectorul primar cuprinde agricultura. Aceasta poate fi împărțită în două subdomenii de activitate. Cultivarea plantelor, care cuprinde cultivarea cerealelor, a plantelor furajere, tehnice, legume și leguminoase, pom fructifer, flori, viță de vie, cartofi și altele. Cel de-al doilea subdomeniu al agriculturii este creșterea animalelor. Acesta cuprinde creșterea păsărilor, numită și avicultură, creșterea porcinelor, a ovinelor, a bovinelor, a cabalinelor, a caprinelor, creșterea albinelor, numită și apicultură, creșterea peștilor, piscicultura, creșterea viermilor de mătase, numită și sericicultură, creșterea plantelor și animalelor care trăiesc în apă, îndeosebi în mări și oceane, numită acvacultură. La sectorul secundar se încadrează industria. Aceasta cuprinde mai multe ramuri. Industria extractivă, industria energetică, industria siderurgică, industria metalurgică, industria construcțiilor de mașini, industria electronică și electrotehnică, industria de exploatare și prelucrare a lemnului, industria textilă, industria alimentară, dar și industria de armament. La sectorul terțiar se încadrează serviciile. Printre acestea se numără comerțul, transporturile, turismul, sănătatea și educația. Sectorul cuaternar este reprezentat de activități precum cercetarea, inovarea, dezvoltarea, robotizarea, informatizarea și digitalizarea. Eu îți propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Răspunde la următoarele întrebări. Care sunt cele mai dezvoltate activități economice din localitatea ta? Pe baza căror resurse s-au dezvoltat acestea? Nu uita să adaugi răspunsurile în secțiunea de comentarii a acestei resurse educaționale. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc multă sănătate și succes!